De la 1 iulie 2016, arhiereul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Ioachim Băcăuanu, a luat decizia transformării bisericii din lemn, numită și Biserica Copiilor, amplasată în cartierul favorit, în schit de maici cu atribuții filantropice. Da, mănăstirea din lemn este chitoria în al preasfințitului părinte Ioachim, are hramul Ioachim și Ana și a fost transformată începând cu 1 iulie anului curent în metoc. Metocul este o unitate administrativ bisericească, schit de maici, adică viețuitoare acolo vor fi maici, iar dorința înaltului, în al preasfințitului, este de a organiza acolo un centru de catehizare, un centru de asistență socială filantropică, de a dinamiza oarecum activitatea și de a organiza în jurul locașului de cult și cu ajutorul viețuitorilor care au fost rânduite acolo la unor activități diverse care să vină în sprijinul celor care vor fi beneficiari ai programelor desfășurate acolo. Aici măicuțele ar urma să acorde asistență filantropică familiilor marginalizate social și în special copiilor în pericol de abandon școlar din cauza lipsurilor materiale din familiile în care trăiesc.